La 1 august anul acesta s-au împlinit 60 de ani de când părintele Nectarios Marmarinos a fondat mănăstirea Ostios Patapios din Corint. La aceeași dată, ortodoxii greci au sărbătorit 44 de ani de când mitropolitul Corintiei, Procopios Tsavaras, a sfințit Biserica Nouă, ocrotită de Sfânta Fecioară, din această mănăstire de maici, rugătoare Sfântului Patapios, mare făcător de minuni. La doar o oră distanță de capitala Greciei, în vechiul oraș Lutraci, partea regiunii Corintia, în munte, la o altitudine de 650 de metri, într-un peisaj de o frumusețe paradisiacă, se află astăzi unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ale Eladei, mănăstirea cuviosului Patapie. Istoria acestui sfânt egiptean din veacul al IV-lea, devenit sfânt al grecilor și al creștinilor ortodoxi de pretutindeni, e cu adevărat fascinantă. Patapios s-a născut la Teba, în Egipt, din părinți creștini și a ales de tânăr viața de anahoret în pustia Egiptului. Până spre vârsta senectuții s-a nevoit în aspră pusnicie, după care Dumnezeu l-a îndreptat spre capitala Imperiului Bizantin. La Constantinopol i-a întâlnit pe eremiții Varas și Ravulos. Varas, devenit și el sfânt, avea să fondeze mănăstirea Sfântului Ioan din Petrion, iar Patapios, la rândul său, chitorea mănăstirea Sfinților Egipteni, unde avea să treacă la Domnul și să fie îngropat. În anul 536, această mănăstire e distrusă și sfintele moaște ale lui Patapios sunt mutate de Sfântul Varas la mănăstirea din Petrion, aflată sub înalta protecție a familiei imperiale a paleologilor, îndeosebi a împărătesei Elena Dragas, mama lui Constantin al XI-lea paleologul, ultimul împărat al Bizanțului. Elena Dragas devenea mai târziu maică și sfântă sub numele de Ipomon. După căderea Constantinopolului, Agelis Notaras, un nepot al împărătesei Elena Dragas, lua moaștele Sfântului Patapios și le ascundea într-o grotă din munții Geronea, provincia Corintia din sudul Greciei. Pe acest loc, Notaras a întemeiat un schit care a fost distrus. În anul 1904, localnicii din Lutraci descopereau moaștele Sfântului Patapie și alături de ele și craniul Sfintei Ipomonii, fosta împărăteasă bizantină Elena Dragas. Pentru că oamenii începuseră să-și ia acasă părticele din Sfintele Moaște, preotul Constantinos Susamis primește binecuvântare să ocrotească Sfintele Relicve, luându-le la el acasă. În 1952, când e fondată mănăstirea, Sfintele Moaște se reîntorc în grota unde fuseseră descoperite și care devine loc de pelerinaj. Prima stareță a Sfântului Lăcaș, Maica Patapia, trăiește și astăzi aici. În mănăstire viețuiesc în prezent 40 de maici, printre care și românce. Pelerinul creștin sosit în acest loc încărcat de sfințenie din munții Corintiei, loc binecuvântat unde cerul sărută marea și pământul, descoperă o oază de pace și de bucurie duhovnicească. Moștele întregi și bine mirositoare ale Sfântului Mare Făcător de Minuni Patapie, puse spre închinare, sunt acoperite de un veșmânt ce se schimbă anual în ziua praznicului său de pe 8 decembrie. Sfântul este prăznuit și în a treia zi de Paște, ziua în care moaștele au fost descoperite de localnicii din Lutraci. În Biserica Nouă, ocrotită de Maica Domnului, din incinta mănăstirii Agios Patapios, se află la închinare și moaștele Sfintei Ipomonii, al cărei nume tălmăcit în românește înseamnă răbdare. Sfântul Patapios și Maica Răbdare să ne întărească și să ne aibă pe toți în paza lor cea dreaptă.